Vladimir Putin a luat decizia. Condiție majoră pentru Ucraina. Liderul de la Kremlin a pus o condiție în plin război în Ucraina, ca reacție la apelul ONU de a debloca accesul în porturile ucrainene de la Marea Neagră, astfel încât să poată fi reluate exporturile de cereale. Vladimir Putin a făcut mutarea momentului. El a pus o condiție ca să deblocheze porturile ucrainene. Directorul Programului Alimentar Mondial, David Biasley, i-a adresat miercuri un apel în acest sens președintelui rus. Dacă mai ai un pic de inimă, te rog deschide aceste porturi, i-a transmis responsabilul ONU liderului de la Kremlin. În replică la cererea ONU, Putin a reacționat. Moscova a cerut revizuirea sancțiunilor împotriva Rusiei pentru a da curs cererii lansate de Națiunile Unite, relatează agenția Interfax, citată de Reuters. Rusia cere ridicarea sancțiunilor impuse de Occident. Trebuie spus că Ucraina este unul dintre principalii producători mondiali de cereale și își exporta cea mai mare parte a produselor prin porturile maritime. De când Rusia a declanșat războiul pe 24 februarie, Ucraina este nevoită să-și expedieze exporturile pe cale feroviară sau prin mici porturi de la Dunăre, de altfel, în fața solicitării ONU, viceministrul rus de externe, Andrei Rudenko, a precizat că pentru ca Rusia să redeschidă porturile ucrainene mai întâi trebuie ridicate sancțiunile cei au fost impuse de Occident. Trebuie nu doar să faceți apel la Federația Rusă, ci și să priviți în profunzime întregul complex de motive care au provocat actuala criză alimentară. Primul fiind sancțiunile impuse împotriva Rusiei de SUA și Uniunea Europeană care interferează cu comerțul liber normal, ce cuprinde și comerțul cu produse alimentare, inclusiv cu grâu, îngrășăminte și altele. A declarat oficialul rus